Aș vrea cei care aveți Scriptura la dumneavoastră să deschideți la cartea lui Luca. Vom citi în dimineața aceasta de la capitolul 7, începând cu versetul 11. Luca, capitolul 7, versetul 11, un text foarte cunoscut pentru majoritatea dintre noi. O întâmplare petrecută cu mii de ani în urmă, aflată la pagina 995. Cuvânt al Domnului. În ziua următoare, Iisus se ducea într-o cetate numită Nain. Împreună cu el mergeau ucenicii lui și mult norod. Când s-a apropiat de poarta cetății, iată că duceau la groapă pe un mort, singurul fiu al maicii lui, care era văduvă și cu ea era o mulțime de oameni din cetate. Domnului, când a văzut-o, i s-a făcut milă de ea și a zis, nu plânge, apoi s-a apropiat și s-a atins de raclă, cei ce o duceau s-au oprit, el a zis, tinerelule, scoală-te, spun. Mortul a șezut în capul oaselor și a început să vorbească. Iisus l-a dat înapoi maicii lui. Toți au fost cuprinși de frică, slăveau pe Dumnezeu și spuneau, un mare proroc s-a ridicat între noi și Dumnezeu a cercetat pe poporul său. Vestea aceasta despre Isus s-a răspândit în toată Iudeia și prin toate împrejurimile Amin. Vă invit să reocupați locurile. Îmi dați voi în dimineața asta să încep așa în stil penticostal și să spun slăviți să fie Domnul. S -a -s. S -a -s. <S -a -s. Și binecuvântat să fie Domnul. S -s. Că ne-o dat har să ne putem ruga, să ne putem închina și m-am uitat la mine, m-am uitat la dumneavoastră și cu adevărat Domnul în mijlocul nostru slăviți să fie El. S -s. Dragii mei, m-am rugat pentru dimineața asta și m-am tot gândit ce să vă predic, ce să împărtășesc cu dumneavoastră. Mi-am adus aminte de cuvântul acesta pe care l-am primit de la Domnul, și cuvântul acesta a venit în urma unei experiențe pe care am avut-o cu, cred că 15 ani, 13-15 ani de zile aproximativ în urmă. Am fost la o seară de rugăciune. Eu vin din Județul Hunedoara și eram la seara aceea de rugăciune, cum se organizau pe vremea aceea, le spuneam noi, nopți de veche. Și într-o seară de rugăciune, așa, o bisericuță mică, de țară, undeva, așa, într-un sat izolat, în, în locul acel acolo am crescut eu, acolo m-am maturizat, pot să spun, veneau câțiva frați din ăștia foarte cunoscuți. Dumneavoastră îi ascultați acum pe internet, dar nu asta e important. Și mi-aduc aminte că în seara aia a venit și un păstor foarte, foarte tânăr. Cred că avea undeva la vreo 25 de ani, a fost numai ordinat păstor, și, bineînțeles, fiind în mijlocul nostru, fratele conducător s-a uitat la el și a spus, ai câteva cuvinte pentru noi în seara asta? El s-a dus, s-a ieșit, nu era cu microfon în fața adunării și oameni buni. Au început să prezinte realitatea în care noi trăim. Și parcă la aud și acum au venit și ne-au spus, băi, uitați, trăim într-o vreme în care credința scade, spunea el. Trăim într-o vreme în care uh, copiii noștri parcă o iau razna și au început să prezinte toate lucrurile negative ale, ale generației noastre. Și ascultați-mă, nu a exagerat cu absolut nimic. Omul acesta nu a făcut nimic altceva decât efectiv să prezinte ceea ce trăiam noi atunci. Mai problema știți care a fost? Că ne-au lăsat așa. Ne-au prezentat lucrurile negative și ne-au lăsat așa. Și fratele conducătorul a ieșit în fața bisericii și a spus, fraților, și Apocalipsa, dacă o citim, vedem acolo o grămadă de urgi, o grămadă de probleme care trebuie să fie și care vor veni peste omenire. Dar, oameni buni, știți cum se termină? Iisus Hristos va avea biruință. Și totul este despre biruința lui Dumnezeu. Și fratele conducător a spus o vorbă atunci în care mie mi-a rămas în minte și pe care vreau să vă transmit astăzi pentru că așa mi-am intitulat predica. Și s-a ridicat în fața acelei micuțe mulțimi și s-a uitat la noi și a zis, fraților, tot ce a spus fratele păstor e adevărat, tot ce ne-a prezentat e adevărat, nu ne putem ascunde, zi vremuri grele, spunea el. Dar ascultați-mă, spunea el, când ochii noștri văd realitatea, Credința noastră trebuie să vadă suprarealitatea. Și suprarealitatea despre care vreau să vă vorbesc în dimineața asta e că Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a biruit. Și prin El avem biruință slăvit să fie numele Domnului. pune te rog, capitolul 7 din Luca, versetul 12. Vreau să vă arăt și eu ceva despre generația asta. Că dacă fratele o prezentat atunci, vă, vă spun și eu câteva lucruri despre generația în care noi trăim. Vine Biblia și spune 7 cu 12, în felul următor: Când s-a apropiat de poarta cetății, și lasă-mi te rog versetul să-l vadă, frații: Iată că duceau la groapă pe un mort. Acum, dați-mi voie să mă joc cu imaginația dumneavoastră un pic. Imaginați-vă, vă rog frumos, glota aceea de oameni. Nu știu câți erau, cât de mulți. Biblia spune o mulțime de oameni. Era o văduvă, era un car funerar, da, era un cortegiu funerar, era un, un, un tânăr mort acolo și o grămadă de oameni. Toți oamenii ăștia mergeau într-o singură direcție. Știți unde mergeau? Spre cimitir. Și dați-mi voi să spiritualizez eu, spre faliment, spre dezastru. Oameni dragi, trebuie să recunoaștem că generația noastră, din punct de vedere al credinței, noi n-am crescut. Noi, chiar dacă ne-am înmulțit ca și penticostal, chiar dacă ne uităm da, la anumite statistici și suntem mai mulți, trebuie să recunoaștem majoritatea dintre oamenii din România, și aici vorbesc de tot ce înseamnă creștinism, nu ori crescut, ori scăzut. Lumea e merea? E mai lipsită de dragoste? Ți-e mai frică să bagi în casă pe cineva? Mi-aduc aminte când povestea bunicul, și bunicul nu avea nicio treabă cu pocăința și cu credința. Că venea cineva și bătea la el la ușă și îl găzduia peste noapte, fără niciun fel de problemă. Azi nu mai poți să faci asta. Oameni buni, trebuie să recunoaștem. Am scăzut, ca și generații. Am scăzut, ca și țara credinței. Oamenii nu se apropie de Dumnezeu, ci oamenii încep să se depărteze de Dumnezeu. Din pricina mulțirii păcatului, din pricina mulțirii fără de legea, de legii dragostea dintre oameni a scăzut. Și asta e generația în care trăim. Biblia vine și spune în următorul, după următoarea virgulă așa, singurul fiu al Maicii lui. Știți cum era fiul ăsta? Mort. Și acum o să vă zic ceva, că ne confruntăm cu asta ca și, ca și generație. Uitați-vă și cred personal și răspund pentru ceea ce spun. Îmi asum ceea ce vă zic în dimineața asta. Trăim în generația în care diavolul dă cel mai mare atac asupra copiilor Asupra pruncilor noștri. Din toate punctele de vedere, cu tot ce se promovează, cu tot ce apare pe YouTube, cu toate legile care vin peste noi, oameni buni, e un atac demonic din partea celui rău asupra copiilor noștri. Vă spun un lucru, Dumnezeu m-a binecuvântat cu șapte copii. Mă bucur de copiii mei, mă bucur că fetița cea mare de 9 ani cântă la pian, mă bucur de cealaltă fetiță că a învățat nu știu câte zeci de strofe de poezie, mă bucur că participă la tot felul de concursuri, că iau bursă la școală din pricina faptului că învață bine, mă bucur de lucrurile astea. Dar am o rugăciune pe care o fac în fiecare zi și rugăciunea asta înaintea lui Dumnezeu să-mi țină copiii credincioși. Să-mi țină copiii și apoi când vor crește, pe lângă tot ce vor face Mă bucur pentru școală, mă bucur pentru tot ce va face Dumnezeu în viața lor Oameni buni, vă îndemn să învățați, vă îndemn să vă duceți să faceți școală Vă îndemn să ajungeți în, în poziții cheie în țara asta Ca să puteți spune oamenilor de Hristos, vă îndemn să spun asta Dar oameni buni, mai mult decât atât, știți ce îmi doresc? Copiii noștri să rămână în biserică Copiii noștri să-L slujească pe Dumnezeu E, e, dacă vreți, provocarea generației noastre. Și ultimul lucru pe care vi-l zic, și cu ea, uitați-vă ce zice Biblia, care era văduvă și cu ea era o mulțime de oameni din cetate. Vreau să vă spun un paradox pe care eu îl văd în generația noastră. Și asta vi-l spun din zecile și sutele de mărturisiri pe care le iau și sutele de mesaje care le primesc pe Instagram și pe Facebook, pe rețele de socializare, pe, pe WhatsApp. Și știți că primiți și dumneavoastră. Știți ce înseamnă văduvie? Singurătate. Dar nu-i ciudat că Biblia zice că femeia asta văduvă, care, imaginați-vă singură, cu ea era o grămadă de oameni din cetate. Și ascultați paradoxul generației noastre. Suntem mulți și recunoaștem asta. Dar nu e așa că și dumneavoastră și eu am avut atâtea momente în viață în care ne-am simțit atât de singuri. Mulți dar singuri. Oameni buni, am stat de vorbă cu o soră de la noi din adunare. E singura întoarsă la Domnul. E singura care l-a urmat pe Domnul. Plângea într-o zi în holul bisericii și spunea, frate Bogdan, m-am obișnuit cu durerile din trup. O zis, m-am obișnuit. M-am obișnuit că trebuie să-mi iau medicamentele. M-am obișnuit cu toate lucrurile acestea, au zis. Au zis, frate Bogdan, m-am obișnuit cu lipsurile. M-am obișnuit să nu am. Au zis, e foarte săracă. o zis, m-am obișnuit să mă duc să deschid frigiderul și să n-am ce mânca. Dar au zis, frate Bogdan, un singur lucru, cu un singur lucru nu mă pot obișnui. Și au zis, cu singurătatea. Și am spus, soră, dar suntem așa de mulți în biserică, vă văd, veniți la bucătăria bisericii, stați cu fetele de la noi, uitați, vă po povestiți, vă duce la biserică, vă duce, vă duce, vă duce la biserică. Știți ce mi-a zis femeia asta? O zis, frate Bogdan, e adevărat, dar așa de singură mă simt. Și au fost momente în viața mea în care vreau să vă recunosc, am stat cu telefonul în mână, cu mii de numere de telefon în telefon. Și în probleme grele, ascultați-mă. Am dat și în sus, am scrolat și în sus și în jos. Și n-am avut pe cine să sun. Și m-am simțit, știți cum? Singur. Asta e realitatea. O vedem cu ochii liberi și trebuie să o recunoaștem. E o generație care merge la vale, e o generație în care diavolul se luptă asupra copiilor noștri și nu mai știm cum să facem și cum să acționăm. Să rămână copiii credincioși. E o generație în care din ce în ce mai mulți oameni singuri. Aș vrea să vă întreb, de ce în generația noastră atâtea depresii, anxietăți, atâtea gânduri de sinucidere? Vă spun eu, din precina singurătății, unul dintre factorii care îl duce pe om în depresie, unul dintre factorii care îl duce pe om în anxietate și îl face să stea acolo în camera lui, să se gândească la sinucidere și la cum să-și pună capăt zilelor singurătatea oameni buni. Pentru că Dumnezeu nu ne-a creat așa. Dar ascultați-mă ce vă spun. Asta e realitatea. Dar dimineața asta vreau să vă vorbesc de supra realitatea care o putem vedea prin credință. Oameni buni în numele lui Iisus Hristos puteam avea biruință. Și în tot ce se vede, ascultați-mă în dimineața asta, există biruință în numele Lui Iisus Hristos. Când ochii văd prăbușirea, credința în Dumnezeu nostru vede biruința slăvit să fie Domnul și soluția generației noastre, soluția celor care merg la vale, soluția pentru pruncii noștri, soluția pentru singurătate este Iisus Hristos Fiul lui Dumnezeu. Este Iisus Hristos Fiul lui Dumnezeu binecuvântat să fie numele Domnului. Și în dimineața asta vreau să răspund la o întrebare. De ce să-L alegi pe Isus? Oameni buni, de ce ori tată oamenii ăștia minunați despre Isus? De ce totul despre Isus Hristos Fiul lui Dumnezeu în dimineața asta? De ce să plecăm de acasă ancorați credincioși în numele Domnului Isus Hristos? De ce? Și primul lucru pe care vreau să vi-l spun, versetul 13 pe care spune așa. Următorul verset, punem te rog. Primul lucru pentru care te provoc în dimineața asta să pleci cu Dumnezeu zice așa, Domnului când a văzut-o, i s-a făcut și vă rog, ziceți voi, slăviți să fie Domn. Știți de ce vreau în dimineața asta să-L vezi prin credință? Pentru că cel care are cu adevărat milă de tine este Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Oameni buni, doar prin credință puteți vedea asta. Nu cu ochii deschiși, nu te mai uita la, în jurul tău, nu te mai uita la ceea ce se întâmplă, te prăbușește, ascultă-mă, te faci să te oprești pe cale, nu-ți mai dorești să înaintezi, nu mai vrei să vii la biserică, te închizi în casă, te închizi în dormitorul tău, oameni buni, prin credință în dimineața asta vreau să sădesc în mințile voastre. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, are milă, slăvit să fie numele Lui. Aș vrea să vă arăt cum se uită oamenii la noi. Știți, oamenii sunt diferiți. Într-o zi, în Ioan, capitolul 9, ucenicii Domnului spune Biblia că se plimbau și povesteau între ei, așa cum povestim și noi. Și s-au uitat, au văzut acolo un orb din, din, din nașteri și au început discuția între ei, că povestim, nu? Și o să ajungem și aici. Ne povestim casele, mulți dintre noi, unii la alții. Și s-au uitat la, la orb și o zis, băi, zice, de ce? De ce e orb? Și zice, nu știu eu. O păcătuită. Și s-a uitat altul care era mai, mai, mai iscusit, dacă vreți așa, mai dezghețat și a zis, bă, stai un pic, că n-are logică. Păi dacă s-a născut orb, unde o păcătuit? În burtă la maică-sa. Și a zis, îți spun eu, o păcătuit taică-sa cu maică căsa. Și au început discuția între ei. O păcătuit el, o păcătuit taică sus și maică -sus, o păcătuit el, o păcătuit taică sus și mai sa. Și zbă, hai totul să o rezolvăm până la urmă. Nu, mergem la păstorul nostru, mergem la învățător. Și în Ioan, capitolul 9, versetul 3, se duc la Domnul Isus și zice așa, Doamne, învățătorule, cine a păcătuit? El sau părinții lui de s născut așa? Și Domnul Isus Hristos se uită la ei și spune, nu știți nimic. Nu știți. Nu a păcătuit nici el, niște părinții lui, ce s-a născut așa, ca să arate lucrările lui Dumnezeu în el. Oameni buni, aș vrea să vă spun ceva celor care vă permiteți să vorbiți de familiile altora, de casele altora. Ascultați-mă, de slujirile altora, fără să cunoașteți contextul, fără să cunoașteți durerea, fără să cunoașteți lucrurile pe care le cunoaște Dumnezeu. Mi-am dat seama că și oameni dăm drumul la gură de așa de multe ori. Așa de multe ori vorbim unii despre alții, așa de multe ori ne rănim unii pe alții, așa de multe ori ne judecăm unii pe alții, fără să ne cunoaștem durerile din spate, oameni buni, ăștia sunt oamenii. Au venit o soră la mine, zece copii, o zis Bogdan, ne-a binecuvântat Dumnezeu cu 10 copii, A, am 10 copii, așa o zis. Și o să cea mai mare dorere a mea e dimineața când plec la cabluri, lucrează la cabluri. La ora șase, zice, la ora șase trebuie să fiu undeva cinci jumate, șase fără un pic, înainte să vină autobuzul. Eu ies din casă. Și o să știi care e cea mai mare dorere a mea. Că atunci când deschid ușa la ora cinci jumate, la ora șase fără un sfert, pe pragul din fața ușii apartamentului meu, e fata mea cea mai mare. Beată sau drogată. O zis, frate Bogdan, nu-ți da seama ce durere am în inimă ca și mamă. Și au zis, durerea cea mai mare e că frații mei, în loc să se roage cu mine, mă vorbesc de rău, zice, au bătut-o Dumnezeu. S-au dus prietenii lui Iov la Iov și în momente grele, în momente în care ești presat, în momente în care nu mai știi în ce direcție să o ai, știi ce ai nevoie de niște prieteni ca Iov care să-ți spună că prin tot ce treci nu-i nimic altceva decât pe deapsa lui Dumnezeu care ai păcătuit. Oameni buni, ăștia suntem noi, trebuie să o recunoaștem. Din ce în ce mai puțină milă unii față de alții. Dar dimineața asta am venit să spun, oricât ar vorbi oamenii despre voi, ascultați-mă ce vă spun, aș vrea să vedeți prin credință. Există unul care în dimineața asta se deschide brațele. Și numele Lui este Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Oameni buni, vreau să vă ancorați în asta. Aș vrea să vă gândiți că atunci când sunteți bătsocurit, atunci când sunteți dați la o parte, atunci când vi se scot povești, oameni buni, alergați prin credință la cel care are cu adevărat milă. Și în numele lui este Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și să-mi doresc din toată inima să simțiți ce știu că au simțit slujitorii voștri, să simțiți ce am simțit și eu de atâtea ori, pe marginea patului. Fără niciun pic de speranță, fără să mai știi în ce direcții să o iei, fără să mai știi ce să faci, oameni buni, să simți brațele minunate ale lui Dumnezeu. Pentru că în dimineața asta aș vrea să-l alegi pe El, pentru că El este cel care are milă de tine, să să fie Domnul. Ne raportăm unii la alții și trebuie să o recunoaștem în funcție de ce Sine suntem. Oameni buni, ne întrebăm, ascultați-mă, eu am căzut în cap ca asta și o să împărtășesc cu voi experiență. Știți cum ne raportăm? Cine ești? Cine-i maică ta? Cine-i taică tu? Ce mașină ai parcat în fața bisericii? Câți bani ai în portofel? Ce haine porți? Ce școală ai terminat? Pentru că ăștia suntem noi ca și oameni. Și ce vreau să vă spun astăzi din partea Domnului? El nu a făcut deosebire. Știți de cine s-a făcut Dumnezeu milă în toată povestea asta? De o văduvă. Fără școală, fără soț, cei care studia scripturile știți ce, ce statut avea o văduvă în, în, Israel pe vremea aceea? Pentru că Dumnezeu nu privește ca omul. Pentru că Dumnezeu are alt taler și mulțumesc pentru asta că El este Cel care are milă. Oameni bune, ancorați-vă în asta prin credință. Mergeți mai departe, nu lăsați armele jos Continuați să mergeți pe drumul credinței înainte Bazându-vă prin credință că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu Este Cel care are milă, slăvit să fie Domnul Ce zic oamenii? Treaba lor! Cum ne cataloguează oamenii? Treaba lor! Noi vrem să mergem înainte, de ce? Pentru că avem un Domn și un Domnitor care are milă de noi Slăvit să fie numele Lui am fost și am predicat undeva la un cort. <coughs> un cort din acesta mare, undeva într-o comună, în partea cealaltă de țară, cu ani de zile în urmă. Și mi-aduc aminte că undeva erau aranjați un pic altfel, erau bărbați într-o parte și, și surorile într-o parte. Și pe, pe partea femeilor era undeva a treia sau a patra bancă. Era o femeie în jur de 30 de ani. Vă spun ceva, toată predica mea nu m-a sufoit, toată predica mea nu m-a sufățăit toată predica mea când pe o parte, când pe alta, când parcă să ridica. Vă spun sincer, atât de greu am predicat. Foarte greu. Acum vă spun ceva, înțeleg când e vorba de copii. Ce să le facem? Am copii mici și eu știu cum e. Înțeleg când e vorba de cineva mai în vârstă, care are probleme, ne rugăm, are probleme cu prostata, trebuie să iasă la baie. Oameni buni, înțeleg lucrurile astea. Dar fata asta avea 30 de ani, numai să fuțe ea. Vă spun, atât am o ispitit, am terminat predica și am zis eu așa, mi-am pus eu ochelarii mei de judecat a omului. Și am zis așa, stai că-ți spun eu. Da, că gat, predică, doar ce mă duc până la ea și spun, bă, femeie, tu ce ai venit la biserică? Dar n-am apucat să mă duc la ea. S-a terminat predica, ne-am pus, ne-am rugat, cum era obiceiul la frații că vine ea lângă mine acolo în față pe scaune. s o pus pe scaune și a zis, ă, domnul Bogdan, aș vrea să vorbesc câteva lucruri cu dumneavoastră, să se poate? Și eu în mintea mea am zis, i-am zis tare, am zis, da, cum să nu vă ascult? Și în mintea mea am zis, zi tu, ca apă după aia zic eu. Și m-am uitat la ea. Și au zis ce îmi zice fata asta. Zice, domnul Bogdan, am 28 de ani, am doi copii, am un soț bețiv. De trei luni de zile am început să umblu la biserică, de trei luni de zile, frații pot să confirme. O zis, da, am o problemă. De fiecare dată când trebuie să ajung la biserică, când trebuie să ajung la, la, la programul de, de, închinare, ca soțul meu să mă lase, mă bate. Și o să în după amiază asta ca să vin la, la evangelizare. O zis, mă bătut cu pumnii, mă bătut cu picioarele și o luat un lemn de la sobă și mă bătut. Oameni buni, și au deschis nasturul de la o și mi-au ridicat sus. Avea vânătăi pe toată mână. A început să plângă și a zis domnul Bogdan, poate că m-ați văzut că m-am fățit toată predica dumneavoastră. M-am mișcat pentru că mă dor toate oasele. Mă doare carnea pe mine. O zis, nu faceți o rugăciune să nu-mi pierd credința. Vreau să vin la biserică. Oameni buni, am închis ochii. Și am zis, cum pot judeca? Nu e așa că noi ca și oameni judecăm de atâtea ori și analizăm fără să știm. Nu e așa că creăm de atâtea ori răni în familiile altora. Nu e așa că vorbim unii despre alții fără să ne gândim. Oameni buni, ascultați-mă, cea mai tristă imagine pe care am văzut-o de vreo patru luni de zile încoace au fost când fetița mea de șapte ani a venit și s-a prins de mâinile mele plângea de a abia respira și au zis tati nu mai pot și am spus dar de ce nu mai pot că ai șapte ani și au zis tati nu mai pot să-l aud și mi-a dat numele fratelui și au zis cum vorbește despre noi, despre casa noastră și despre tine tati și s-a agățat de gâtul meu și a zis tati meu nu e așa pentru că oameni buni atunci când ne dăm drumul la gură, să nu uitați că nu rănim doar o persoană, ci rănim o familie. Poate astăzi treci prin vorbe, poate astăzi ești vorbit, poate astăzi ești apăsat de bărbe, poate astăzi ți se pun în spate lucruri pe care nu le-ai făcut niciodată. Ascultă-mă ce spun, soluția pentru tine și pentru mine sunt niște brațe care în dimineața asta se deschid pline de mile și numele acestor brațe este Iisus Hristos Fiul lui Dumnezeu. Oameni buni, de ce să plecăm astăzi cu Isus? Pentru că El are milă de noi. Slăvit să fie numele Domnului. Doi. Uitați-vă ce spune versetul 14. Apoi s-a apropiat și s-a atins de raclă. De ce să plecăm cu Domnul dimineața asta? Vă mai da un motiv foarte frumos. Vă rog, gândiți-vă la Dumnezeu. Acum nu vă pot spune cum să vi-l imaginați pe Dumnezeu. Nu știu. O să vă spun numai ce zice Biblia. Oameni buni, oricum nu vi-l pot prezenta pe Domnul așa cum e, pentru că nu am capacitatea, mulțumesc, nu am capacitatea, nu am capacitatea aceasta să vă pot prezenta pe un Dumnezeu care e, e, e Dumnezeu, a tot puternic, un Dumnezeu a tot știutor, un Dumnezeu omniprezent, un Dumnezeu care nu poate fi prezentat, nu poate să încapă în mințile noastre. Dar o să vă spun ce zice Biblia. Și acum gândiți-vă la ce vă spun. Oameni buni, Gândiți-vă, vă rog, la tronul de slavă al lui Dumnezeu. Gândiți-vă că El stă acolo pe tron și domnește. Și ascultați acum, miliarde de îngeri îi cântă și îl laudă slăvit să fie în numele Lui. 24 de bătrâni și au coroanele, spune cartea Apocalipsa și își aruncă coroanele și se închină înaintea lui Dumnezeu non-stop, nu ca noi, dimineața și după amiaza și după aia mai ne facem și treburile noastre, nu oameni buni, non-stop închinare înaintea lui Dumnezeu. Gândiți-vă că are acolo patru făpturi vii care strigă non-stop, sfânt, sfânt, sfânt este Domnul, are tot ce vrea Dumnezeu în cerul lui Am vrut să scot în evidență că Domnul Domnilor are tot ce vrea el este slava însuși în, în, El însuși este slava adevărată Oameni buni, s-a bucurat Dumnezeu Și a primit închinarea noastră Dar aș vrea să vă spun ceva El poate trăi și fără ce facem noi că e Dumnezeu Dar cu toate astea Cu toate că avea în cerul lui tot ce-i trebuiește cu toate că în cerul lui are înger care cântă, are vii, are 24 de bătrâni și are atâtea a, a, atâtea, atâtea, feluri de, de, de închinări acolo pe care probabil noi nici măcar nu le știm. Oameni buni, știți de ce aș vrea să pleci cu el? Pentru că deși e acolo sus ales să coboare la noi. Și ascultă-mă, în dimineața asta s-a apropiat de noi și în mijlocul nostru slăvit să fie numele Lui. L-ai simțit la cântare, l-ai simțit la rugăciune, ai închis ochii și te-ai rugat pentru că e un Dumnezeu de aproape, oameni buni. Nu trebuie să ieșim afară, să ne uităm spre cer, să spunem unde e Dumnezeu, uite la acolo, unde e Dumnezeu, uite la acolo, nu, oameni buni. În dimineața asta Dumnezeu în mijlocul nostru mărească-i se numele e un Dumnezeu care s-a apropiat oameni buni, e un Dumnezeu care sta aproape de om, spune Biblia că o coborât din cerul lui pe pământ și întrebarea se pune, de ce? Ioan 3 cu 16 fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, atât de mult ne-a iubit Dumnezeu că a coborât pe pământ la noi și a adus planul la bun sfârșit și ascultați-mă, după ce s-a înălțat la cer, spune Biblia nu am rămas singurii și astăzi Dumnezeu e în mijlocul nostru prin Duhul Lui slăvit să fie Domnul. Aș vrea să pleci de aici cu El în inimă, cu un Dumnezeu care e aproape. Oameni buni, gândiți-vă, vă rog, la oameni. Oamenii vin aproape de noi, pleacă departe de noi. Gândiți-vă inclusiv la rude, gândiți-vă inclusiv la prieteni. Mai devreme sau mai târziu, oamenii trec prin viețile noastre. Ascultați-mă, unii lasă răni adânci și pleacă. Știi cine vine și nu mai pleacă? El, Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, slăvit să fie în numele lui. Un Dumnezeu de aproape. Dar dimineața asta vreau, pe baza textului, să răspundem la întrebarea De ce s-a apropiat Domnul de noi în dimineața asta? De ce a ales Dumnezeu să coboare în mijlocul nostru? Și vă spun de ce. Vrea să ne vorbească ceva. Uitați-vă ce zice Biblia. Că atunci când s-a apropiat de ea, eu a spus: Versetul 13, pune în versetul 13, te rog. Se apropie de carul mortuar. Și îi se face milă și ascultați-mă ce spune Biblia despre Domnul. Spune Domnul așa. Nu? Plânge. Acum vă rog frumos, imaginați-vă contextul mormântării. Imaginați-vă, vă rog frumos, gloata mare. Gândiți-vă că unii vorbeau, unii râdeau. Gândiți-vă că erau oameni acolo care poate, nu știu, se manifestau într-un fel sau altul. Știți câte voci erau acolo la mormântare? O grămadă de voci. Era o grămadă de sunete, era o grămadă de oameni, unii râdeau. A fost la o mormântare, nici n-am putut predica, râdeau doi acolo de zici că era la nuntă, nu era la mormântare. Există și oameni de genul acesta și oameni buni. Între toate vocile acelea, unii care râdeau, alții care plângeau, alții care povesteau, alții nu s-au mai întâlnit de nu știu când și nu știu ce au avut de discutat. Între toate vocile alea se aude o voce. Se aude o voce care spune în felul următor, nu plânge. Știți ce vreau în dimineața asta? Există multe voci la nivelul minților noastre unii de îngrijorare, unii, unii de necredință, unii avem vocea, vocea fricii, atâtea voci, vocea dezamăgirii, atâtea voci care sunt la nivelul minții. Oameni buni, în dimineața asta mă rog ceva fierbinte Domnului, ca singura voce pe care o auzim să fie vocea lui Dumnezeu. Știi de ce ai nevoie în dimineața asta să auzi vocea lui Dumnezeu? Pentru că vocea lui Dumnezeu e singura voce care ridică, e singura voce care dă viață, e singura voce care dă speranță. Oameni buni! O să vă întrebați, poate, dați-mi voie să dau exemplu slujitorilor voștri. Măi, dar cum stau slujitorii voștri în picioare? Dar cum rezistă în fața încercărilor? Dar cum rezistă în fața lucrurilor care vin peste ei și atacurile care, cu care se confruntă slujitorii voștri? Cum, oameni buni? Vă spun eu, în fiecare zi aud vocea lui Dumnezeu. Vocea lui Dumnezeu prin cuvânt, vocea lui Dumnezeu prin cântare, vocea lui Dumnezeu printr-un glas profetic, vocea lui Dumnezeu printr-o descoperire, vocea lui Dumnezeu prin natură, vocea lui Dumnezeu care ridică. Aleluia. Vreau să auziți vocea lui Dumnezeu care să vă ridice în dimineața asta. Oameni buni, oamenii lui Dumnezeu vor ajunge la capăt doar cu vocea lui Dumnezeu. Aleluia. Mă gândeam când ne-am rugat pentru cauze. Fratele Cristi, cu dosarul ăla în mână, oameni buni, cu vocea deznădejdii la nivelul minții, cu gânduri, cum o să fie, cu operația. M-am gândit în timp ce se anunța. Și ce se întâmplă? Aude o voce. Aude o voce care ridică. Oameni buni, mă rog fierbinte în dimineața asta ca Duhul Sfânt să vă vorbească la nivelul minții. Orice deznădejde, orice frică, Orice lucrare demonică de la nivelul minții să fie nimicită și să auzi o singură voce: vocea lui Dumnezeu care spune: Nu plânge, hai mai departe. Oricât ar fi de greu, oricât de mult simți că te prăbușești, oricât de mult simți că nu mai poți, înaintează prin credință, nu te uita cu ochii ăștia, nu te uita la dosarul de boală, nu te uita la boală, nu te uita la neajuns, nu te uita la lipsa banilor, nu te uita la vorbele oamenilor, nu te uita la lucrurile astea, închide ochii și prin credință ascultă vocea lui Dumnezeu care îți spune nu plânge. Oameni buni, e un Dumnezeu atât de mare încât în dimineața asta ne spune nu plânge. Mergi înainte prin credință Dumnezeu să ne ajute. Avem nevoie de vocea lui Dumnezeu. Traversăm momente grele fiecare dintre noi. Mă gândeam la Salmul 23, am un cuvânt de acolo și Salmul 23 văd drumul nostru de la momentul în care ne convertim până la sfârșitul zilelor noastre. Și să știți că în Salmul 23 David vine și spune un lucru interesant în versetul 4. E frumoasă viața cu Dumnezeu Da, sunt pășuni verzi Da, sunt ape de dignă. Da, Dumnezeu poartă de grijă Da, da, da Dar sunt momente când și eu și dumneavoastră va trebui să trecem prin versetul 4 și ascultați acum, chiar dacă ar fi să umblă. Prin valea? Umbrei morții. Oameni buni, în valea umbrei morții, și că vrei, și că nu vrei, va trebui să treci prin ea. Dar ascultă-mă ce-mi doresc în dimineața asta să crezi într-un Dumnezeu care stă aproape de om și care vrea să nu te prăbușești în momentele grele. Știți ce mă întreabă oamenii la evanghelizare? Dar dacă ne pocăim, nu mai facem cancer. Stați liniștiți că și pocăiții fac cancer. Dar dacă ne pocăim, nu o să mai fim bolnavi. Liniștiți, stați că și pocăiții sunt îmbolnăvesc. Dar dacă ne pocăim, o să avem bani, o să avem mașini mai multe, case mai multe. Stați liniștiți că și la pocăiți există lipsuri. Dar știi ce poți să-ți promit dacă te întorci la Domnul? Că vei auzi o voce care te va ține în picioare. Oameni buni, hai să vă arăt ceva. Mă gândesc acum, punem te rog, fapte capitolul 16, versetul 22. Resursele lui Dumnezeu ca să mergem și să putem rămâne în picioare. Pavel și Sila, lasă-mi te rog versetul ăsta, Pavel și Sila merg în cetatea din Filipi și spune Biblia că acolo fac evangelizare. și ascultați, fac o exorcizare, da, o exorcizare de aia real, adevărată. Și acum mă așteptam, știți ce mă așteptam? Mă așteptam la fel să facă frații cum au făcut fratele Alin cu dimineața cum i-au zis Bogdan, după biserică mergem să mâncăm. Nu, că e normal. Zici, bă, o veni la noi, mergem, îl ducem la masă, îi dăm o cafea, îl, îl cinstim pe om, îl aj nu, e frumos, stăm la o părtășie. Știți ce s-a întâmplat? După evangelizare, după exorcizare, zice Biblia așa, norodul s-a ridicat împotriva lor și drăgătorii au pus să le smulgă hainele de pe ei și au poruncit să-i bată? Versetul 23. Uitați-vă! După ce le-au dat așa câteva lovituri, pe așa puține, cât de cât, așa un pic, numai atins. Multe lovituri au aruncat în temniță și în grija temnicerului să-i păzească. Bine, următorul verset. Pune versetul 25 direct. Oameni buni, versetul ăsta mă fascinează. Și ascultați acum, la miezul nopții, Pavel și Sila se rugau, e normal să fie așa. E normal, nu? Că toți ne-am rugat și ne rugăm. Dar uitați-vă resursa lui Dumnezeu de a rămâne în picioare în vremurile grele. Mă fascinează. Și cântau cântări, spuneți voi, de laudă. Știi când poți cânta cântarea de laudă pe drumul greu al vieții? când ai un Dumnezeu de aproape. Știi când poți să rămâne în picioare? Și când dai la o parte cântările de, lau, de dejale și lii cântările de laudă, oameni buni, resursele lui Dumnezeu pentru a rămâne în picioare, ascultați-mă ce vă spun, Dumnezeu dă putere să rămâi în picioare, vocea lui mi-aș dori să o auz în fiecare zi, slăvit să fie numele Domnului. Știți de ce e un Dumnezeu de aproape? Vreau să vă zic și asta, e foarte important, în scurte cuvinte. E foarte important, scumpii mei, e un Dumnezeu de aproape. Zice Biblia, Hristos în voi, nădejdea, mărească-se numele Lui. Nu, ascultă-mă să, ascultăm în dimineața asta ce spun. Sunt în dimineața asta oameni la care li frică de pocăință, de credință, li frică de a se împăca cu Dumnezeu, că zic așa, Vă dar oricum, eu nu pot trăi. Eu mă uit în mine, văd atâtea slăbiciuni în mine. Văd, a, văd atâtea carențe, nu, nu pot trăi. Scumpii mei, dați-mi voie să vă spun ceva foarte important. Toată viața de credință nu e despre cât de bun sunt eu. Vorbesc de mine acum. Nu e despre cât de pocăit sunt eu. Nu e despre cât de disciplinat sunt eu. Toată viața de pocăință e despre un Dumnezeu care schimbă oameni, slăviți să fie numele Lui. Vreți să înțelegeți în dimineața asta că viața de, de credință nu-i despre cât de bun suntem noi, ci despre cum poate transforma Duhul lui Dumnezeu un om? despre cum poate modela Dumnezeu un om. Gândiți-vă la mine, eu vin din lume, vin din familie de nepocăiți, la 25 de ani am întors la Domnul. Cum ar fi să stau în biserică și să mă plictisesc gândindu-mă că de-abia aștept să mă duc afară să fac anumite păcate? Oameni buni! Astăzi nu mai min, nu pentru că mi-e frică de cineva. Astăzi nu mai min pentru că Dumnezeu schimbă oameni. Astăzi nu mai fur, nu mai înșel Nu mai fac lucruri murdare Nu pentru că tremur și mă uit la păcat Și zic, oh, cât mi-aș dori să fac Nu, oameni buni Astăzi nu mai fac lucrurile astea Pentru că Dumnezeu schimbă vieți Mărească-se numele Lui Cu trei ani de zile în urmă am primit un telefon De la o fată de 14 ani, era Luca Și m-a sunat fata asta, era Luca Și a zis, fratele Bogdan Și am zis, da o zis, am numărul de dumneavoastră de telefon, mi au spus de la cine are numărul. Și o zis, eu m-am întors la Domnul, sunt singura din familie. Nici mama nu-i nici tata, nici frații mei, nici surorile mele. Stau într-un sat lângă Craiova și zis, aș vrea să mă întorc cu toată inima la Domnul. Am auzit într-o predică de-a dumneavoastră că Dumnezeu schimbă oameni și că omul poate trăi curat. Am 14 ani, spitele sunt așa de mari. O zis, frate Bogdan, atâtea lucruri aș putea să încerc. Am o rugăminte. Îmi dați voi în fiecare săptămână să vă trimit câte un mesaj. Să vă rugați pentru problemele vieții mele, împreună cu mine. Vreau să trăiesc 100% cu Dumnezeu. Și am zis, da? N-am văzut niciodată o poză cu fata asta. Nu m-am întâlnit niciodată cu fata asta personal, n-am avut ocazia. Cred că de trei ori maxim o sunat să mă întrebe anumite lucruri din Biblie. Atât. Nu am avut poză la WhatsApp niciodată, dar aproximativ un an de zile, în fiecare săptămână, mi au trimis câte un mesaj și îmi spunea lucrurile pentru care să ne rugăm. La un moment dat nu mi-a mai trimis mesaj. Pentru că primez multe mesaje, efectiv n-am realizat. Am văzut peste trei săptămâni uitându-mă, mesaje, răspund câteodată și mai greu la mesaje, dar nu răspund că nu vreau. Răspund pentru că foarte multe mesaje primesc. Și după trei săptămâni, după ce nu mi-au mai scris, mi-aduc aminte că m-a sunat o prietenă de ei, o fată din biserică și-o zis, pacea Domnului, fratele Bogdan, și-am zis, pace. Și-o zis, frate Bogdan, sunt prietena lor Raluca. Și-am zis, da. Și-o zis, frate Bogdan, Raluca a fost internată la Craiova, diagnosticată cu cancer. Avea aproape, nu făcuse încă 15 ani. Și a zis, nu e o problemă. Deva Craiova, m-am gândit eu, 220 de kilometri, ia un de lemn. Eu s obișnuit cu ateiu. Eu s obișnuit cu, cu mersul în spital, cu rugăciul la bolnav. Am zis, asta fac, vin. Și fata asta a zis, frate Bogdan, cu durere vanos nu se mai poate face nimic. În dimineața asta, Raluc o pleca la Domnul. Dar ascultați, cu câteva ore înainte să plece la Domnul, știa că pleacă. O luat o foaie de hârtie din carnețelul ei și o scris o scrisoare pe care au găsit-o medicii pe pat și apoi dat-o părinților și părinții o dus-o biserici. Pe foaia aia era scris câteva cuvinte pentru familie, pentru biserică, pentru școală și ultima jumătate a scrisorii, ultima parte a scrisorii era pentru mine. Și fata asta ce m-a sunat, o zis, frate Bogdan, există câteva rânduri aici, a scris de Luca, pentru dumneavoastră. Aveți două minute să vi le citesc. Și am zis, citește-le. Sunați-l pe fratele Bogdan. Așa scria la Luca la nici 15 ani. Frate Bogdan, oriunde mergeți în lumea asta să predicați Evanghelia, spunea la orice întâlnire de tineri, de oameni creștini, necreștini și merge și le spuneți despre Isus Hristos, spuneți-le așa, se poate trăi curat cu Dumnezeu. Mi-au mai scris câteva locuri personale și apoi o a scrisoarea și o scris acolo în felul următor. Frate Bogdan, mi-am sfârșit alergarea. Oameni buni, știți de ce v-am spus experiența lor aloca? Pentru că vreau să vă arăt că se poate trăi curat. Pentru că un Dumnezeu de aproape care ne ajută să trăim, ne-am rugat pentru curăție. Cea mai frumoasă și ceea ce își dorește cel mai mult Dumnezeu de la noi, e să fim niște oameni sfinți. Oameni buni, înainte de predică, înainte de cântare, înainte de poezie, înainte de orice facem pentru Dumnezeu, Dumnezeu vrea ceva de la mine și de la voi. Trăiți sfinți, pentru că El este sfânt, binecuvântat să fie Domnul. Dacă m-ar fi lăsat singur pe mine să mă lupt, dacă m-ar fi lăsat singur să mă zbat în păcat, n-aș fi putut ieși niciodată, pentru că firea mea pământească dorește păcatul. Dar Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care locuiește în noi și cu noi ne ajută să trăim adevărata pocăință. În dimineața asta vreau să spun că nu trebuie să fie frică de Hristos. Nu trebuie să fie frică că nu o să poți să trăiești. Cel care îți dă putere să trăiești are un singur nume, Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Dar asta trebuie să vezi prin credință. Dar asta trebuie să nu te mai uiți la ce faci, nu trebuie să te mai uiți la ce greșești, ci trebuie să mergi înaintea lui Dumnezeu și să spui la fel cum spunea David și apoi trecem la punctul 3. Zidește în mine o inimă curată. Oameni buni, vin din lume și am promis Domnului de atâtea ori la început, Doamne iartă-mă că nu mai fac. Știți ce se întâmpla? A doua zi făcea mea. Iar. Doamne iartă-mă că nu mai fac, îți promit niciodată. Știți unde cădeam a doua zi? Exact unde promiteam Domnului. Mi-a schimbat rugăciunea. Mi-a schimbat rugăciunea și am zis, Doamne, nu mai promit că nu mai fac eu oricum nu pot. Zidește în -mi mine o inimă curată. Și o inimă curată va genera lucruri curate. O inimă curată va genera o pocăință curată. O inimă curată va genera un caracter curat slăvit să fie Domnul 3. De ce Iisus? El are milă? E un Dumnezeu de aproape? Și versetul 14 se termină în felul următor. Cei ce o duceau s-au oprit, el a zis, Versetul 14. Scoală-te, tinerelule. Acum vă rog, imaginați-vă mormântarea. Vă duc chiar cu, cu, cu gândul la mormântarea asta. Credeți că au fost oameni acolo care au ajutat văduva asta? Eu cred. A venit unul și a zis, o mie de euro, să mai trăiești cât poți, poftim. Altul a venit și a spus, uite, eu n-am o mie de euro, dar am 10 saci de făină. 10 saci de făină, Bă, îți dau un pic de unde lemn, fă turte să mănânci. Altul veni și a spus, măi, n-am ce să-ți dau. Îți dau niște brațe deschise. Atât am. Știți ce nu a putut să dea nimeni de acolo? Ascultați-mă. Viața. Nimeni n-a putut să dea viața, oameni buni. Cel care dă viața și asta trebuie să vezi prin credință este Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. Dar de ce doar Isus dă viața? De ce nu-mi dă viața oameni buni? De ce, de, de ce nu pastorul vă dă viață? De ce nu preotul dă viață? De ce nu, nu știu ce sfânt dă viață? De ce oameni buni? Pentru că cel care o plătit pentru păcatele noastre, el ne poate da viața veșnică și numele lui este Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul și binecuvântat să fie numele Lui! Oameni buni, El ne dă viața veșnică și în dimineața asta se amintea și vreau să, să merg în continuare la ce se amintea când se vorbea de curăție. Avem nevoie de iertarea păcatelor. Nici unul dintre noi în dimineața asta nu poate să spună, măi, eu n-am nevoie. Nu, avem nevoie de iertarea păcatelor și o să vă dau trei motive. Faptele Apostolilor, capitolul 3, versetul 19, zice așa, pocăiți-vă și întorceți-vă la Dumnezeu ca să vi se șteargă, să vi să ierte păcatele. Și fiți foarte atenți acum, că e important. Și să vină de la Domnul vremurile de înviorare. Vă întreb ceva. Știți de ce nu-s de înviorare între noi? Că e păcat oameni buni. Știți de ce nu-s de înviorare în anumite familii? E păcat oameni buni. Ia rezolvați problema păcatului. Ia mergeți cu păcatele înaintea Domnului Iisus Hristos. Rugați-L să vă spele și să vă ierte. Și o să vedeți vremurile de înviorare. Oameni dragi, am observat o tragedie în adunările noastre. Să vii la adunare și ascultați-mă, am trecut pe acolo. Nu vă vorbesc ca unul care mă cocoț undeva pe un pedestal mai înalt și, și fac pe vedeta dimineața asta. Nu, am bun. am trecut pe acolo veneam la adunare mă puneam în bancă stăteam și mă uitam la predicator mă uitam la oamenii care lăudau pe Domnul, îi vedeam cu ochii închiși îi vedeam cum cântau, vedeam pasiunea în inima lor, îl vedeam pe predicator cum se străduia să spună cât mai frumos din cuvânt și eu știți cum eram un bolovan în bancă dar bolovan nu cum folosim noi cuvântul o, o, o piatră, un împietrit care stăteam în bancă mă întrebau frații, cum a fost? Cum să fie? Nașpa. A, nu m-a plăcut predică, Nu m-a plăcut cântarea. A, puteau să cânte altceva. A, mi se pare că s-au încurcat. Gama nu a fost bună. Plictisit, împietrit, împovărat, Trei luni de zile am venit la adunare. Nu puteam să ascult nicio predică. Numai dacă mai venea un predicator de ăsta care era foarte bun orator și uh, știa, zicea, parcă a fost ceva. Oameni buni, am trecut pe acolo până într-o zi. Până într-o joi seara, ce vă povestesc eu cu mulți ani, peste 12-13 ani de zile în urmă, m-a sunat cineva din Austria. Și o să frate Bogdan, te-am visat că cărai un ghiuzdan în spate, atâta erai de împovărat, zice. Tu cu ghiuzdanul ăla în spate și cărai ghiuzdanul ăla și zice, de-a de, -a de -a duceai și auziți interpretare, zice, cred că lucrez prea mult pentru Domnul. Și am zis, da, mă gândit, prea de multe fac, mă gândeam eu. Pă, zic, stai seama. Gândi, aveam vreo, 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 trei, vreo doi ani de pocăința zic, bă, te dai seama ce multe fac eu pentru Domnul. Și am zis, Descoperirea e bună, interpretarea e proastă. Ascultă, mamă. Tu m-ai sunat? Am zis, tu mă asculți. Oameni buni, m-am băgat la mama și copilul, la Deva, acolo, la noi, la adunare. Parcă și acum mi-am amintesc, m-am pus acolo și am început. Frate, uite, știi care e baio? Eu mai am ceva de mărturisit. Și dă și spune, și spune. Și omul spune în felul următor. Avea descoperiri din partea lui Dumnezeu. Zice, văd la nivelul minții cum ghiuzdanul ăla se spulberă și cade jos. Și m-am dus în biserică, și m-am pus la fel cum stați dumneavoastră. Și știți cine să urcă la învon în Joia, omul pe care nu l-am putut asculta niciodată la predică. Da. Uitam și mă gândeam, Doamne, ce -s...? mi se părea că n-am nimic de învățat. Bine, și mândrie era mare și multe. Și omul acelor, parcă îl văd urcat o deschis Biblia și a și a zis Domnul este aici, oameni buni. M-am prăbușit. Și acum mi-aduc aminte. M-am prăbușit. A fost prima oară când după trei luni de zile am simțit că Dumnezeu e prezent. Trei luni de piatră. Trei luni în care nu mi-au convenit nimic. Trei luni în care ne mulțumim de cântare, de predică, de poezie, de rugăciune. Bai prea lungă, bai prea scurtă. După trei luni în urma mărturisirii păcatelor, Duhul lui Dumnezeu se coboară și mă cercetează fizic. Eu cred în cercetarea fizică a Domnului. E și prin credință. Dar cred că există momente în care Duhul Sfânt te coprește. A fost cea mai frumoasă zi din viața mea. Pentru că păcatul a fost iertat și vremurile din viorare au venit. Oameni buni, nu mai trăiți în pietriți. În dimineața asta, prin credință, există unul în mijlocul nostru, în sângele căruia ne putem spăla păcatele. Să vină vremurile de înviorare. Să te vadă toți cei cu tine. Îți liber. Îți liber. Oameni buni, suntem chemați la viață de biruință. Cum au fost la biserică? Mm. Nu. No. Să ieși cu capul sus. Să spui, Doamne, de-abia aștept să vină de seară. De ce? Vreau să vin la rugăciune. Eu nu vin nici pentru păstori, nici pentru cântăreți. Eu vin pentru tine, Doamne. Relația mea e cu tine. Iertarea păcatelor aduce vremuri de înviorare ascultați acum. Roman 3 cu 23. Că și toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Dar vă pun o întrebare în seara asta, în dimineața asta. Oameni dragi, dar dacă ni se iartă păcatele, oare nu se coboară slava lui Dumnezeu? Bata. Bata. Pot să vă doresc ceva în dimineața asta din toată inima. Dumnezeu mă aude. Nu vă doresc nici bani mai mulți. Are Domnul griș. Slăviți să fie Domnul nici să vă schimbați mașina și casa și să vă cumpărați. Are Domnul grijă de copiii lui. Știți ce vă doresc? Slava lui Dumnezeu să vă însoțească. Amin. Și toți care au vorbit de rău de voi, să că slava lui Dumnezeu se coboară acolo peste oamenii lui Dumnezeu. Să mergi pe stradă și să fii întrebat ce e cu tine, omule? E ceva în glasul tău. E ceva în comportamentul tău. Oameni buni, ascultați-mă ce vă spun. Oameni morali ca noi mai sunt și nu cred în Hristos. Cunosc oameni care trăiesc la o moralitate super, super, super moralitate. Au spus, mi-a spus cineva, au Bogdan, am nevoie de Hristos. Eu nu mi-am inteles să fi mințit în ultimii 20 de ani. Și cred asta, un om moral. Vă spun ceva. Sunt oameni care se îmbracă la fel ca noi și nu cred în Hristos. Știți ce vreau să facă diferența între noi și ceilalți? Slava Lui Dumnezeu. Să se vadă și să se simtă slava Lui Dumnezeu. Să fii întrebat unde ai fost, să radiază fața, să luminează fața și să mergi și să se vadă lumina, la fel ca la Moise și să spui am fost la biserică, m-am întâlnit cu Dumnezeu, dar oameni buni, ca fața noastră să lumineze, ne avem nevoie de iertarea păcatelor. Frate Bogdan, dar mai luminează fața astăzi ca la Moise? Foarte scurdați în voie, și închei. Două minute, și am încheiat. Cu ani de zile în urmă, nu știu, aproximativ, cred că vreo cinci ani, dacă nu greșesc. Am avut lanțuri de rugăciune. Pe ore. Veneam și ne rugam și stăteam în casa Domnului. 50 de ore de rugăciune. Și începeam de marți seara și până joi seara. Făceam 50 de ore pe, pe, pe ore pe familie. Dragii mei, Dumnezeu m-a chemat la slujirea care m-a chemat. Ascultați-mă, cu rușine vă spun asta. Era o fată acolo la ora de rugăciune pe care eu, 15 ani, pe care o cunosc personal. Dumnezeu a scăpat-o de, de patimile lumii acestea și s-a rugat așa. S-a pus pe genunchi și s-a rugat șapte ore în continuu. Oameni buni, sunt pastor și nu m-am rugat niciodată șapte ore în continuu. intram la rugăciune, mergeam, mai stăteam un pic, mai citeam din Biblie, iar intram și uite tot așa. Fata asta a stat în prezența lui Dumnezeu șapte ore. S-a dus la bucătăria bisericii, era întuneric, era noaptea, eram pe noapte la rugăciune și a intrat în bucătăria bisericii și ascultați-mă acum. Eu m-am dus la bucătărie să, să servesc ceva, să mănânc ceva, mi era foame. Și pe întuneric fata asta a ieșit. A fost primul om și singurul om pe care eu l-am văzut în noapte, strălucindu-i față. Oameni buni, niciodată în viața mea n-am văzut așa ceva. O fată de 15 ani. Pentru că iertarea păcatelor aduce slava lui Dumnezeu. Și ultimul verset și cu asta încheiem. Roman 6 cu 23. Te rog, pune mi că vreau să-l vadă frații ăsta. Fiindcă plata păcatului este moartea. Oameni buni, în dimineața asta, dacă s-ar fi terminat versetul la C, dacă aici se termina versetul, nici n-ar fi predicat în dimineața asta. Dacă ne-ar fi lăsat Dumnezeu până aici cu versetul, ar fi fost groaznic, ascultați-mă, fiindcă plata păcatului este moartă și să se întrerupă tot. Nu! Știți cum încheiem în dimineața asta? Dar darul fără plată a lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos. Oameni buni, există viață în Iisus. Există iertarea păcatelor, dar asta e prin credință. Doar prin credință ascultăm în dimineața asta te uiți cu ochii liberi și vezi păcatul, vezi deznădejdea, ascultă-mă, vezi mintea ta care simți că o ia razna și nu mai știi în ce direcție să o iei și spui cu cine să merg să vorbesc, cui să-i spun prin ce trec, cui să-i spun că mă confrunt cu gândurile care mă confrunt, cui să-i spun că zi și noapte am tot felul de gânduri, cui? Și stai pe internet și asculți tot felul de podcasturi, că poate cineva îți dă răspunsul. Și te gândești poate mă, mă duc la un psiholog Poate rezolvă într-un fel problema N-ai vrea dimineața asta prin credință Să încercăm altceva Își darul fără plată A lui Dumnezeu este Viața oameni buni E viață E fără gânduri E fără negativism E viață care îți dă putere Să mergi înainte E viața care te face să rămâi în picioare până la capăt. În Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, e viața. Dar vreau să vezi lucrul ăsta prin credință. Și aș vrea să facem o rugăciune. Vă invit să vă ridicați în picioare. Fratele, încântăm cântarea aia. Frații, au pregătit o cântare. Am mai cântat-o astăzi, dar l-am rugat pe fratele Alin să o cântăm. Aș vrea să vă rog ceva în dimineața asta, pentru că vom intra în închinare direct din cântare și apoi vom continua. Eu mai am câteva cuvinte de spus. Vă rog să stați cu ochii închiși, pentru că tot ce facem e prin credință, nu prin vedere. Vă rog rămâneți cu ochii închiși. Și în dimineața asta vreau să cântăm împreună și să intrăm în închinare să credem în dimineața asta prin credință că Dumnezeu nostru e aici. E cu noi, oameni buni. E lângă noi. E aproape de noi. De viață. Are milă. Am nevoie de astfel de Dumnezeu. Ține ochii închiși, te rog. Ține ochii închiși în momentul în care frații încep cântarea, vom cânta. Aleluia! Dule Sfinte, te rog să atingi asta. Dule Sfinte, mă rog ca oricine să prăbușește în dimineața asta. Pe credință ridică. Dule Sfinte, mă rog să ridici în dimineața asta. Sfinte, te rog în numele Lui Iisus Hristos să te simtă fiecare. Să vadă că avem un Dumnezeu care se manifestă. Că avem un Duh Sfânt care ridică. Ridică poveara în dimineața asta. Doamne, nu lăsa să se prebușească niciunul. Strigăm pentru ei. Cântăm, cântăm în dimineața asta pentru gloria Lui. Hallelujah.